Stați în casă, guvernul lucrează pentru dumneavoastră, ar fi sloganul sub care timp de 10 luni s-au desfășurat tot felul de întâmplări. Unele dintre ele extrem de bănoase. Sigur, s-au luat și măsuri care poate era obligatoriu să fie adoptate pentru că au avut și darul de a ne proteja într-un fel sau altul de nenorocirea bătută asupra întregii planete. S-au luat însă și tot felul de decizii tembele în această perioadă, unele dintre ele care erau contrazise fie de ceea ce făceau guvernanții înșiși, fie de următoarea măsură adoptată a doua zi, care o anula pe cea din ziua precedentă. Printre cele tembele și cele bune, se strecurau însă și unele extrem, extrem de profitabile. Pentru cine, în ce fel, o să încercăm să vedem în ora aceasta. Pentru că am ales două exemple din foarte numeroasa înșiruire pe care am fi putut să vă punem aici în față, de afaceri ale unor instituții ale statului sub acoperirea stărilor de urgență, de alertă, de asediu, de orice altceva. Cea mai bună scuză e pericol mare, trebuie acum. E scump, e fără analiza competiției și a unor oferte complementare, nu contează. E urgență, trebuie acum. Și sigur că probabil fiecare dintre noastre vă gândiți la afacerea măștilor, la cea care începuse a fi cercetată și pare că a rămas necercetată până la capăt, că nu știu de ce. Dar rezultatul ăsta e. Ne apropiem de sfârșitul anului și nu avem încă un răspuns dacă cei care au cumpărat foarte, foarte scump de la niște firme bine, bine alese și-au tras mult, mult, mult pentru ei. Sau dacă a fost doar așa o conjunctură planetară în care asta e, trebuie să plătești scump pentru că altfel nu găseai. O să vorbim despre asta. O să analizăm ceea ce colegii mei, Sabrina Preda și Sergiu Cora, au venit și v-au dezvăluit în aceste luni. Îi salut și le mulțumesc pentru prezență la Exces de Putere. Bună seara, Sabrina. Bună seara, Sergiu. Bună seara. O anchetă jurnalistică consistentă ce avea să demonstreze și o să revedem o parte dintre aceste adevăruri dezgropate, că bătaia de joc, din păcate, e în formă continuată. S-au adunat în depozitele Unifarm bunuri de care era mare nevoie, echipamente de protecție pentru care plângeau sau uneori chiar intrau în grevă medicii și asistentele, refuzând să se mai întoarcă în saloane până când nu le vor primi. Ventilatoare, despre care se spunea că sunt vitale și constatăm și acum cât de supra-solicitate sunt secțiile de terapie intensivă. Nu, ele zac acolo, în depozite, în loc să fie aici unde e nevoie de ele, în spitale. Cine, ce interes a avut să le cumpere la un moment dat și pe urmă să le lase nefolosite atâta vreme, deșifrăm în seara asta. Îi mulțumesc domnului Mircea Diaconu, în continuare alături de noi. Îi mulțumesc Bertei Popescu, care a căutat ultimele informații despre ancheta asta a Unifarm, care era cumva, se aștepta să fie dosarul vedetă, nu? Al acestei perioade, pentru că erau sume uriașe, implicații care se zicea că merg sus, destul de sus. Și o salut pe Carmina Pricopie, șeful Departamentului de Investigații, Antena 3. Bună seara, Carmina! Bună seara! Cu care vreau să începem traseul ăsta printre jaloanele afacerilor de milioane, cu una care, tot așa asta, nu, Carmina, sub semnul urgenței. Da, a fost foarte urgent. Al stării de urgență chiar. A fost foarte urgent și se întâmpla fix în ultima zi a stării de urgență, când poliția română s-a grăbit să achiziționeze de urgență 25.000 de pistoale. Câte? 25.000. 25.000 de pistoale. Bun, sigur, necesare ca să schimb nenorocirile alea cu care știm că nu nimereau niciun cauciuc decât după 25 de focuri, celebrele pistoale românești. Important să le schimbi. Așa este. Eu nu neg importanța acestei achiziții, însă modul în care ea s-a făcut lasă foarte multe semne de întrebare.
În primul rând, ai aflat de ce era atât de urgent, de ce trebuia în ultima zi a stării de urgență să se facă această tranzacție? S-a invocat tot timpul această stare de urgență, decretul prezidențial și hotărârea CSAT. Însă nu înțeleg de ce, pentru că oricum pistoalele au venit foarte târziu, adică nu le puteau folosi fix în ziua în care semnau contractul, n-aveau cum să vină fix în aceeași zi și să le și folosească în aceeași zi. De exemplu, ultimul lot a venit pe data de 30 octombrie. O sumă fabuloasă de bani, vorbim despre un contract de aproape 10 milioane de euro, bani care s-au scurs așa ca la un semn, și care s-au dus, atenție, către un producător extern. Un colos bine cunoscut. Bun, unul dintre marii producători, da. Unul dintre marii producători de armament de tipul acesta. Problema nu este de la cine au cumpărat, ci că a existat un intermediar. Adică eu nu înțeleg de ce poliția română nu a fost în stare să cumpere direct de la producător și a trebuit să treacă printr-un intermediar. Hai să trecem și noi prin povestea, așa cum ai așternut-o tu, pentru că e important să vedem rezumatul și mai ales desfășurarea etapă cu etapă a acestei achiziții, după care să ne punem împreună întrebările. De ce s-a făcut, cum spune Carmina, printr-un intermediar, când putea să fie direct o achiziție a Ministerului de Interne? Și doi, de ce, veți vedea, s-au distribuit aceste arme polițiștilor fără să existe toate autorizațiile, toate avizele, inclusiv unul foarte important, care, o să vedeți, a produs, din păcate, și primul incident. Spre sfârșitul stării de urgență, în doar 5 zile, șefii IGPR fac referatul de necesitate, iau caietul de sarcini de anul trecut de la o tentativă eșuată de achiziție și lansează oferta către 7 entități comerciale. Se face negocierea fără publicare prealabilă, invocându-se starea de urgență și hotărârea CSAT 62/2020. Asta în condițiile în care cei mai mulți dintre polițiști se plângeau că n-au măști, că se infectează dând amenzi, că birourile lor nu sunt dezinfectate. Polițiștii aveau nevoie rapid de materiale sanitare ca să nu se infecteze, nu de pistoale. Iar achiziția unor pistoale sub umbrela stării de urgență nu se justifica nici moral, nici legal. Fericitul câștigător al contractului destul de gras este declarat CNEC Romarm S.A. Însă, surpriză, Romarm nu face pistoalele, e doar un intermediar. Le cumpără de la colosul Beretta. Primul acord cadru se semnează fix în ultima zi a stării de urgență, 14 mai. Ca o coincidență, adjunctul poliției române cu competențe pe logistică și achiziții intră subit în concediu medical cu o seară înainte și nu semnează documentele. Acordul cadru se încheie între directorul general al Romarm și șeful poliției române de la acea vreme, Liviu Vasilescu. Valoarea totală a achiziției, 48.492.500 de lei, adică 9.896.428 de euro. Firma care a pierdut contractul contestă la Consiliul Național al Soluționării Contestațiilor. Pe 25 iunie, CNSC dispune anularea contractului și obligă IGPR la remedierea situației. Motivele anulării contractului sunt halucinante și țin de siguranța pistoalelor și a celor care le folosesc. Reprezentanții Romarm nu au putut să dovedească cu probele unor experimente sau testări că în condițiile unei trageri experimentale, eroarea de țintire nu e mai mare de 50 de milimetri. Lucru esențial, de exemplu, în cazul unei imobilizări, un polițist ar putea să nimerească inima subiectului și nu mâna. Totodată, Romarm nu a putut să probeze cu testări că manșonul pistolului este rezistent la frecare. În cazul în care manșonul se crapă, magazia pistolului se umple cu pulbere și ar putea chiar să explodeze polițistului în mână. La data soluționării contestației, CNSC a declarat că nu există o certitudine că tocul și pistolul sunt compatibile, că pistolul nu se poate descărca accidental dacă este scăpat pe jos, că rezistă la minus 35 de grade Celsius și la plus 50 de grade sau că poate fi folosit de trupele speciale în timpul unor scufundări. La jumătate de lună de la anularea acordului cadru, pe 10 iulie, fără nicio altă negociere, IGPR atribuie un alt acord cadru, tot Romarm, cu aceeași valoare. În primul, contractul subsecvent de achiziție este invocat decretul prezidențial numărul 240 din 14.04.2020, care prelungea starea de urgență. Starea de urgență care însă se încheiase de 2 luni. Acest contract subsecvent este încheiat în baza primului acord cadru anulat deja la acea vreme de către CNSC. Încep să vină pistoalele de la Beretta. Primul lot, 10.000 de pistoale. Ministrul Vela nu pierde ocazia și rămâne în istorie ca cel care a scăpat poliția de Carpați.
Al doilea lot, tot de 10.000. Deși caietul de sarcini prevede un termen de livrare de cel mult 60 de zile, iar curtea de conturi de un termen de 3 luni, niciunul nu a fost respectat. La livrare nu a mai fost nicio urgență. Ultimul lot de 5.000 de pistoale a venit pe 30 octombrie. Surpriza este însă alta. Romarma a încasat de la Poliția Română 48.492.500 de lei, adică 9.896.428 de euro, și a plătit către Beretta 35.157.500 de lei, adică 7.175.000 de euro. Cu alte cuvinte, Romarma a cumpărat un pistol cu 287 de euro de la Beretta și l-a vândut la IGPR cu 332,6 euro. Asta înseamnă că Romarma a câștigat la fiecare pistol cumpărat 45,6 euro. Practic, o simplă intermediere, invocându-se starea de urgență, chiar și la 2 luni de la stingerea ei, a băgat în casieria companiei de stat aproape 3 milioane de euro. Dacă IGPR ar fi cumpărat direct de la Beretta, cu toată suma pusă în joc, ar fi achiziționat încă 9.482 de pistoale, la prețul de 287 euro pistolul direct de la producător. Surpriza cea mai mare însă vine de la CSAT, care într-un document oficial spune clar că hotărârea CSAT numărul 62/2020 nu aprobă proceduri de achiziție, modalități de realizare sau organizare derulare a acestora. Nu instituie derogări de la acte normative cu caracter general sau special, nu impune obligativitatea achiziționării acestor produse. Cum spuneam, e foarte bine că în sfârșit polițiștii români mai sunt dotați cu niște pișcărice, care multe dintre ele, din păcate, au provocat și incidente nedorite, fie în rândul polițiștilor, fie printre victime uneori colaterale. E foarte bine asta. Întrebarea este, de ce această grabă? De ce într-un moment când inclusiv polițiștii nu aveau nevoie să tragă cu pistolul în virus, ce aveau nevoie ca ei înșiși să fie protejați, s-a decis cheltuirea acestei sume sub imperiul stării de urgență. 2. De ce s-a apelat la intermedierea Romarm, companie de drept a statului, care însă face un profit de 2 milioane? Cum așa ceva? Cine e în stare să ne răspundă de ce statul român, într-un moment în care trebuia să folosească fiecare ban pe care l-avea la dispoziție ca să cumpere măști, combinezoane, dezinfectant pentru școli, să asigure ventilatoare și tot necesarul din spitale, se gândește cum să bage sub fundul unor directorași de la Romarm, care habar n-au pe ce lume trăiesc și o să vedeți de ce spun asta, niște milioane de euro. El, statul român, lor de la statul român. Domnul Georgian Drăgan, purtător de cuvânt al Inspectoratului General al Poliției Române, în legătură directă cu noi. Bună seara, domnule Drăgan. Bună seara dumneavoastră, bună seara colegilor noastre de studio și bună seara telespectatorilor dumneavoastră. Dați-mi și mie, în primul rând, răspunsul la întrebarea asta. De ce Poliția Română, Ministerul de Interne, n-a fost în stare să facă această achiziție direct și a apelat la o firmă a statului român care să-i umfle prețul? Vă răspund imediat. Nu a apelat la o firmă a statului român care să-i umfle prețul. Ideea este că este cel mai mic preț, respectiv 1630 de lei pentru un pistol, așadar este cel mai mic preț. La o simplă căutare pe Google, pistol Beretta de ultimă generație, nu se poate găsi la un preț mai mic de 1630 de lei. A fost o negociere, într-adevăr a fost o negociere, dar o negociere competitivă la care s-au prezentat mai mulți operatori economici, a fost declarat câștigător operatorul economic care a îndeplinit toate cerințele noastre și, bineînțeles, care a îndeplinit și criteriul de cel mai mic preț. Domnul Drăgan, stați un pic, adică suntem la o oră de emisiune de anchetă, adică nu suntem la o oră de umor. Dacă da, vreți. Bineînțeles, da? De acord cu dumneavoastră. Deci dumneavoastră mă puneți pe mine acum să caut eu pe Google prețul unui pistol Beretta și să-mi demonstrați dumneavoastră că achiziționăm 25.000 e același lucru cu căutarea mea de una bucată Beretta să-mi o cumpăr eu ca să-mi trag în fundul curții cu el? Nu, asta era ideea. Dar care era ideea? Ideea era următoarea. A fost o negociere competitivă la care s-au prezentat mai mulți operatori economici. A fost declarat câștigător. Dar ce treabă are Google cu competitivitatea despre care vorbiți? M-am referit la prețul pentru un singur pistol. Păi asta zic. Prețul per pistol. Îndați este acest criteriu al unei achiziții de o bucată în comparație cu 25.000. Haideți să nu fim... Păi ideea este că toți operatorii economici care s-au prezentat la această negociere directă, așa, au venit cu anumite oferte.
Oferta cea mai mică a fost din partea unui operator economic din România, respectiv 1630 de lei. Care cine era? Romarm? Pentru un pistol. Romarm? Da, da, bineînțeles. Așa, dar Romarm, el e cumpărător, așa? Adică Romarm știam că noi avem, producător. Noi avem, Romarm nu e producător? Da, noi avem contracte juridice cu Romarmul, așadar nu este nici intermediar, nici într-un alt mod. Avem contracte juridice cu această societate comercială, acest operator economic pe care l-ați menționat dumneavoastră, s-au prezentat cu cea mai mică ofertă și au îndeplinit toate criteriile noastre. Au mai fost și alți operatori economici, dacă îmi permiteți, care s-au prezentat însă cu o ofertă de 3500 de pistoale, tocmai pentru, credem noi, a evita acea clauză offset, ceea ce înseamnă că până la 80% din acea sumă de bani se va întoarce în statul român, în investiții în România. Ce a făcut Romarm cu diferența de 2 milioane și ceva între prețul plătit către Beretta și banii pe care vi-a luat dumneavoastră de la Ministerul de Interne, IGP? Prețul pentru un pistol, am precizat și mai devreme, este de 1630 de lei, care este cel mai mic preț de pe piață pentru un pistol Beretta. Prețul plătit de cine? De ultimă generație. Prețul plătit de Romarm către Beretta sau prețul plătit de dumneavoastră către Romarm? Ce-mi dați aici? Ce preț îmi dați? Că vi le dau și eu pe alea în euro. Da, da, bineînțeles. Prețul este cel plătit de Poliția Română pentru un pistol. Așa. Este cel de 1600. Și dumneavoastră aveți habar cu ce preț a cumpărat Romarm pistoalele de la Beretta? Așa cum am spus și mai devreme, noi am încheiat contracte juridice dintre operatorii. Așa cum v-am întrebat și eu mai devreme, aveți idee cu ce preț a cumpărat Romarm de la Beretta? Dar nu cred că trebuie să vorbesc în numele Romarmului. Eu vorbesc în numele Poliției Române și vă spun achizițiile făcute de, dacă îmi permiteți. Sigur. Achizițiile făcute de Poliția Română. Da, dar dumneavoastră tocmai mi-ați dat un adevăr absolut mai devreme. Și anume că prețul acela pe care l-ați plătit noastră e garantat cel mai mic preț de pe piață și noi vă arătăm că prețul de pe piață era și mai mic, respectiv cel pe care Romarm l-a plătit lui Beretta, păstrându-și 2 milioane și ceva în contul său după ce vi-a vândut noastră pistoalele la prețul ăsta pe care îl lăudați atât de mult. Înțelegeți care e problema? Adică altfel să fie primite, să fie folosite cu cap și cum se cuvine aceste pistoale, pentru că e mare nevoie de un armament eficient pentru Poliția Română. Da? Da. Dar da. Eu vă întreb așa. 1. Unde era urgența ca această achiziție să fie făcută în ultima zi a stării de urgență? 2. De ce nu ați făcut-o direct? Nu a fost o achiziție în ultima zi a stării de urgență. Procedura a fost demarată cu mult înainte. Și aici ar mai fi o discuție. Această achiziție s-a făcut în baza unui acord cadru încheiat în urma unei decizii a Comitetului Național pentru Soluționarea Contestațiilor. Așadar, la o primă ofertă, la o primă negociere, s-au prezentat operatorii economici, a fost declarat câștigător cel care a oferit prețul cel mai mic și respectiv și cantitatea solicitată de noi, respectiv 25.000 de pistoale. A fost depusă o contestație la Comitetul Național pentru Soluționarea Contestațiilor de către un alt operator economic, contestație care a fost respinsă în sensul în care Comitetul Național pentru Soluționarea Contestațiilor a dat o decizie prin care a menținut punctul de vedere al IGPR-ului, respectiv cu operatorul economic care s-a prezentat cu oferta de 3.500 de pistoale. O secundă, vă rog, ca să înțelegem ceva. Oferta de 3.500 de pistoale a fost declarată neconformă exact cum am declarat-o și noi ca IGPR, prin faptul că nu a prezentat o ofertă de 25.000 de pistoale, ci doar o ofertă de 3.500 pentru a evita, pentru a, o secundă, pentru a evita acea clauză de offset, respectiv pentru a evita ca 80% până la 80% din valoarea contractului să se întoarcă în statul român, adică în țara noastră, prin investiții. Așadar, au mai fost prin acea... Da, stați un pic, că tot dați asta cu offset-ul și să nu scăpăm este așa. Este foarte importantă. Păi da, e foarte importantă. Deci cât 80% din valoarea contractului... Până la 80%, da, din valoarea contractului... Bun. Cât are contract, ce valoare are contractul, Carmina? 9 milioane? Aproape 10 milioane. Aproape 10 milioane. Deci da. 8 milioane se întorc ca investiții? Până la 80% se întorc ca investiții în România. Care sunt investițiile alea? Investițiile vor fi comunicate ulterior de către operatorul economic și cu siguranță vor fi comunicate către dumneavoastră, din câte am înțeles. Păi dacă le invocați, înseamnă că le știți, adică, nu? Păi, da, bineînțeles, le știu, dar nu sunt în măsură să vi le comunic eu, pentru că eu vorbesc în numele Poliției Române. Și v-am spus din punctul de vedere al Poliției Române care a fost clauza respectiv. Bun, domnule Georgian Drăgan, da. În ziua alegerilor, într-o secție de votare din județul Gor s-a descărcat un pistol accidental. S-a descărcat un pistol al unui agent de pază într-o secție de votare. Ce marcă era acel pistol? Era marca Beretta.
Era dintre pistoalele achiziționate în această tranzacție? Da, bineînțeles. Vi se pare că e vreo legătură între inexistența unui acord conform în legătură cu descărcarea accidentală a pistoalelor în cădere și incidentul de la Gorj? În niciun caz, pentru că toate aceste pistoale, nu, toate aceste pistoale au fost verificate. De cine? Sunt întocmite toate cine a verificat pistoalele? De specialiști. Specialiști de unde? Din cadrul Poliției Române, când s-a făcut recepția. Ce departament? Poftim? Ce departament? Departamentul din Poliția Română care a făcut recepția. Cum se cheamă el? Adică bănuiesc că nu scrie pe ușă departamentul care face recepția pistoalelor Beretta când vin ele în țară. Adică bănuiesc că se cheamă cumva departamentul ăsta. Da, e rigoare acolo la Ministerul de Interne. Colegii din cadrul Direcției Logistică, din cadrul GPR-ului, bineînțeles în colaborare cu cei din cadrul Direcției Arme Explozive Sfântul Periculoase. Cine era îndrituit să dea acest aviz? În ce sens? Cine avizează armele în țara asta? Păi nu este vorba despre o avizare a armelor. Armele au venit cu documentele necesare, au fost verificate la recepție de către colegii noștri din aparatul central al Poliției Române, da. Iar cazul la care faceți dumneavoastră referire s-a întâmplat din nefericire în momentul manipulării greșite a armamentului de către colegul nostru. Și este regretabil să spun acest lucru, dar trebuie să-l spun, pentru că opinia publică trebuie să cunoască adevărul. Așadar, din cauza manipulării defectuoase armamentului din dotare de către colegul nostru la care faceți dumneavoastră referire, s-a produs acest eveniment. Adică ce a făcut el manipulând defectuos? Adică cum ar fi trebuit să manipuleze în mod corect armamentul? Și ce n-a făcut el în regulă? Adică era manipulare defectuoasă. Păi da, tocmai asta se verifică acum la acest eveniment. Adică ce a făcut, a făcut efectul John Wayne? Sau, adică, în ce a constat manipularea defectuoasă? V-am spus. Păi nu mi-a spus asta, zic că nu mi-a spus. Eu nu pot, în momentul acesta se fac verificări acolo la inspectoratul de deci poliție. Nu știți de fapt dacă a fost defectuoasă sau nu, că dacă nu s-au terminat verificările, n-aveți de unde să vă închipuiți noastră că a fost corectă sau eronată. Din primele date pot să vă spun că a fost o manipulare defectuoasă pentru că nu trebuia să-l manipuleze în primul rând în clădirea secției de votare. Acest aspect trebuia să-l facă în sala de armament de la inspectoratul de poliție. Iar când mergea în sala secției de votare, nu ar fi trebuit să scoată din toc acel pistol și să-l manevreze. Este Am foarte înțeles. Simplu. Dar nu aș vrea să mă antepronunț, dar să nu ne antepronunțăm. Colegele mele, finalizează controlul, da. Carmina Pricopie, Berta Popescu, vă rog, Carmina. Eu aș vrea să-l întreb pe domnul Georgian Drăgan, de ce sunt atât de secrete aceste contracte încheiate inițial în ultima zi a stării de urgență? Și care a mai fost urgența că acest contract într-un final s-a încheiat la 2 luni de la terminarea stării de urgență? Adică, de ce așa o mare secretomanie la IGPR? Nu este nici o mare secretomanie. Au fost făcute anumite solicitări de către trustul dumneavoastră la care s-a răspuns. Și anume, au fost solicitate contractele subsecvente, acordul cadru, pe care le-am pus la dispoziție. Am precizat și mai devreme, la un moment dat, în urma unei negocieri la care s-au prestat mai mulți operatori economici, a fost declarat câștigător un operator economic, s-a întocmit la acel moment un acord cadru și un contract subsecvent, însă ulterior un alt operator economic a depus o contestație la Consiliul Național. Da, domnul Drăgan, ne-ați mai spus asta de 2 ori. Da. Păi nu, este foarte... Păi m-a întrebat colega dumneavoastră. Da, deja trecuse urgența, despre asta discutăm. Dumneavoastră ați invocat urgența, adică dumneavoastră, mă rog, achizitorul a invocat urgența. Asta este menționat acolo în documentație și constată și instituția de statului, nu, cine, Curtea de Conturi și Curtea Comisia de Conturi, da, și Națională, de verificări, de constată de că nu era nicio urgență. Și adică, înțelegeți? Nu noi o spunem, o spun instituția de statului român, pe care bănuiesc că le respectați și... Bineînțeles, da. Da? Bun. Și atunci, care era urgența? Au fost efectuate verificări de către Curtea de Conturi și nu au fost constatate încălcări. Am înțeles. Bine, mulțumesc mult, domnule Drăgan.